Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit mâncare de dovlecei cu carne de pui. Vă prezint ingredientele necesare. Cantitățile ingredientelor ce le voi folosi în această rețetă cu dovlecei le veți alege dumneavoastră. Eu voi folosi 2 kg de dovlecei, 3 cepe verzi mari, voi folosi doar partea verde, 2 ardei grași roșii, 2 morcovi potriviți și 3 roșii. Prima dată vom toca ceapa. Ceapa am spălat-o și am curățat-o foarte bine și o voi tăia rondele. Rondele subțiri. O voi adăuga într-un bol. O vom da puțin deoparte pentru a toca și restul de ingrediente. Ardeiul îl vom tăia prima dată fâșii. Un ardei îl voi tăia în cubulețe mici. Îl voi adăuga într-un bol. Iar celălalt ardei îl voi tăia în patru, apoi în fâșii potrivite. Și îl voi adăuga în bol. Fiecare își poate personaliza mâncarea cum dorește. Eu doar vă prezint cum pregătesc eu această mâncare pentru familia mea. Iar morcovii, dacă avem un morcov mai gros, îl vom tăia pe din două. După ce am tăiat morcovul pe din două, îl vom tăia din nou pe din două. Un morcov îl voi tăia în cuburi mari, iar un morcov îl voi tăia rondel. Voi adăuga într-un alt bol. Voi tăia și roșiile. Iar restul de ingrediente ce le voi folosi în această rețetă am să vi le prezint după ce voi pune aceste 3 ingrediente să se undească foarte bine. Roșia o voi tăia pe din două, cu tot cu pielițe, apoi o voi tăia în cuburi mari. Această mâncare de dovlecei este foarte sănătoasă și plină de vitamine. Voi adăuga roșiile într-un bol, iar acum vom pune o cratiță pe foc, la foc tare, în care voi adăuga 500 de ml de apă rece și 50 de ml de ulei. Eu folosesc ulei de măsline, dumneavoastră puteți folosi orice alt tip de ulei doriți. Le vom lăsa să fiarbă, apoi vom adăuga o frunză de dafin și sare, 3 grăunți de usturoi tocați mărunt, morcovii, ardei și ceapa. Vom amesteca puțin. Vom da focul la mediu, o vom acoperi și o vom lăsa să fiarbă timp de 30 de minute la foc mediu. În acest timp vom amesteca din când în când, iar dacă vedem că nu mai avem apă, vom adăuga câte 100 de ml de apă, ori de câte ori va fi nevoie, în acest timp. Cât timp avem legumele pe foc, eu am curățat 3 cartofi potriviți, i-am acoperit cu apă pentru a nu se negri, ne vom apuca să curățăm dovlecei. Îi voi curăța de coajă, apoi îi voi toca în cubulețe potrivite. Cum dovleceii sunt tineri și nu au semințe foarte mari, le voi toca cu tot cu semințe. În cazul în care aveți dovlecei cu semințe foarte mari, veți scoate semințele de dovlecei. Exact așa. Eu voi continua să curăț și să toc toți dovleceii, apoi voi continua cu rețeta. Am terminat de curățat și de tocat toți dovleceii. Vom toca și cartofii. De această dată, cartofii vom tăia în cubulețe mici. Îi vom adăuga peste dovlecei. A trecut o jumătate de oră. În acest timp, eu am adăugat încă 500 de ml de apă rece. Voi verifica consistența morcovului. Morcovul s-a gătit foarte bine. Voi adăuga 500 de ml de apă rece și roșiile ce le-am tocat. Vom amesteca puțin. Vom scoate frunza de dafin. Voi adăuga o lingură cu vârf de busuioc uscat, o lingură rasă de turmeric și frunze de țelină. Voi amesteca foarte bine. Voi da focul între minim și mediu. O voi acoperi și o voi lăsa să fiarbă până ce voi vedea că apa a scăzut complet. Cât timp vor fierbe roșiile, într-o ticaie voi adăuga 250 de ml de apă rece, 50 de ml de ulei. Eu folosesc ulei de măsline, dumneavoastră puteți folosi orice alt tip de ulei doriți. Vom da focul la mediu și o vom lăsa să fiarbă. Când au început să fiarbă, voi adăuga 2 pulpe mari de pui și un piept de pui.
Le voi lăsa să se undească pe o parte timp de 15 minute, apoi voi întoarce carnea și le voi lăsa să se undească alte 15 minute și pe cealaltă parte. Au trecut 15 minute, voi întoarce carnea de pui, le undesc înainte de a le adăuga în mâncarea de dovlecei pentru a-și lăsa toxinele în aceasta. În cazul în care nu doriți să le undiți înainte, puteți să le prăjiți sau să le undiți înainte de a adăuga zarzavatul în mâncare. Le voi lăsa încă 15 minute și pe această parte, apoi voi continua cu rețeta. Au trecut și aceste minute, voi stinge focul și voi adăuga toată carnea într-un bol. Așa cum v-am explicat, eu voi arunca această apă deoarece conține toate toxinele din carnea de pui. Apa a scăzut, roșiile sunt gata, vom adăuga carnea de pui și 500 de ml de apă rece. Vom amesteca puțin, în cazul în care nu vă place un anume ingredient, îl puteți omite. Vom da focul tare, o vom acoperi și o vom lăsa să fiarbă timp de 15 minute la foc tare. Cum au trecut aceste minute, vom adăuga cartofii și dovlecei ce i-am tocat în cuburi mari. Apoi voi adăuga 1 litru de apă rece. Voi amesteca foarte bine, o voi acoperi și o voi lăsa să fiarbă la foc tare timp de 30 de minute. Au trecut aceste minute, vom amesteca puțin și vom verifica dacă am obținut consistența dorită a dovlecelului. Eu am obținut consistența ce o doresc a dovlecelului. Voi gusta pentru a vedea dacă am obținut gustul dorit. Eu am obținut gustul și consistența ce o doresc. În cazul în care doriți ca această mâncare de dovlecei să fie mult mai lichidă, veți adăuga cantitatea de apă ce o doriți. Voi adăuga puțin mărar. Mărarul l-am rupt cu mâna, dumneavoastră îl puteți toca mărunt. Voi amesteca puțin, o voi lăsa să fiarbă timp de 1 minut, apoi voi stinge foc. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.